Bună dimineața, oameni buni! De aici, de la Muntele Atos, e 7:30 dimineața, ne-am trezit. O să fie o zi mai grea astăzi, pentru că o să vizităm cele două schituri românești, Prodromul și Lacul, și distanța dintre ele este de 2 ore și ceva de... Ați văzut și voi ce drumuri sunt aici pe Muntele Atos, neasfaltate, cu gropi. Bine, n-am venit să ne distrăm, n-am venit să mergem pe autostradă, dar zic că o să fie mult timp astăzi pe drum, între cele două schituri românești. Probabil că o să vizităm și mănăstirea Stavronichita și, în funcție de timpul care ne rămâne, o să mai vizităm și câte alte obiective. Sunt aici pe balconul chiliei mele. Sunt chiar în centru careei. E o vreme splendidă, minunată, am prins căldură, avem la noi geci, plouă, n-am luat nimic, am fost în tricou și acum stau în tricou și e foarte, foarte bine. O să merg să mă văd cu băieții jos la breakfast și plecăm mai departe. Am venit la brutărie aici, au pâine caldă, plăcinte cu măsline, cu cartofi, cu praz. Am plecat de la cazare din Careia și mergem spre Prodromul. Astea sunt drumurile din Sfântul Munte. Avem noroc că avem mașina asta de teren și e mai ușor. Cu microbusul a fost mai greu pentru că n-au suspensiile chiar așa, dar nu vii aici să mergi pe autostradă, vii să te smerești și peisajele sunt superbe. Mai traversează câte un mistreț, mai vezi câte un șacal. E un drum mai lung pentru că Prodromul este la capătul Sfântului Munte, cum ar veni, cum vă spuneam și mai devreme, mai de dimineață. Și apoi o să mergem la lacul care e în partea alta, e un fel de groapă, așa. Lac înseamnă, vine de la groapă, nu, Radu? Lacul. Lacul din Bagreacă înseamnă groapă. Și creștinul și-au făcut până, și-au făcut până acolo pentru că vin într-o depresiune, într-o groapă, este mai frig iarna și greșii sunt obișnuiți cu tortură, așa că numai românii s-au putut adapta acolo. O să fie o zi lungă, dar frumoasă. Sperăm să-l prindem și pe Părintele Piment să mai facem un podcast, dar cum o vrea Dumnezeu. În drum spre Prodromul ne-am oprit la izvorul Sfântului Atanasie. După cum se știe, Sfântul Atanasie umbla prin Sfântul Munte și căuta apă și i-a apărut Maica Domnului și a spus: Atanasie, dă cu bastonul și o să izvorească apă de aici. Se și vede, v-am mai arătat și în alte vloguri de la Sfântul Munte, se și vede locul în piatră unde a dat cu bastonul. E aghiazmă. Foarte mulți oameni care au avut probleme medicale sau chiar care au fost mușcați de viperi au băut apă din acest izvor și s-au vindecat. Aici e o mică cascadă, izvorul e de acolo, dinăuntru. Dacă aveți sticle cu voi, să vă luați. E aghiaz, mă ținea ani de zile. E și o mică capelă aici sus. Aici se vede cum a dat Sfântul Atanasie cu bastonul și s-a făcut o cruce așa în piatră. E crăpată piatra în formă de cruce, cu bastonul la mijloc aici. Apa e perfectă. 962. Un an înaintea înființării muntelui oficial. Da. Păi Sfântul Atanasie a fost primul. Ce perfect limpede este apa.
camerele aprinse. Da, păi cineva are grijă. Probabil că de la prodromul, că sunt mai aproape cu mănăstirea. Uite că șoferii iau apă cu sticla. Altceva. Bună dimineața! Bună dimineața! După un drum resimțit puternic în zonele dorsale, am ajuns și la schitul Prodromul de partea cealaltă a Sfântului Munte, sensibil aproape de Marea Leavră, de mănăstirea considerată cea mai veche de pe ansamblu. De care și aparține de altfel administrativ. Ansamblul Muntelui Athos, și am ajuns la principalul locaș de viețuire al monahilor români de pe Muntele Athos. Am spus-o asta și ieri, din cele 20 de mănăstiri ale Muntelui Athos, numărul celor românești este de 0. 0. Nu sunt decât două schituri, au fost și sunt o serie de chilii românești, astea sunt subdiviziunile cele mai mici ale Sfântului Munte. Deși românii au o istorie îndelungată cu Sfântul Munte Athos și acum, așa cum a spus și Nicolae Iorga și au spus-o și alții, după ce n-a mai fost Bizanț și după ce Serbia și Bulgaria intraseră în declin, principalul sprijin pentru Sfântul Munte, cel puțin până la afirmarea rușilor în secolul 18-19, au fost țările românești, mai ales Țara Românească și Moldova. Și domnitorii români, mulți dintre ei, s-au intitulat titorii Sfântului Munte. Cu toate astea, nu a fost vorba niciodată propriu-zis de o mănăstire românească la Sfântul Munte, chiar dacă în secolul XIV, de exemplu, Cutlumușu ajunsese să fie numită Lavra Țării Românești. O delegație a Cutlumușului, condusă de viitorul egumen Hariton, mergea la curtea Țării Românești a lui Nicolae Alexandru Basarab să ceară sprijin și fiul acestuia, Vladislav I, dar mult mai bine cunoscut în literatură ca Vlai cu Vodă, trimitea sprijin Cutlumușului, însă și cu o cerință specială, îl ruga pe starețul de la Cutlumuș să permită monahilor români viețuire idioritmică, deci viețuire sihăstrească, în loc de viețuirea cenobitică, ceea ce dovedește faptul că monahii români ai vremii aceleia, probabil că și astăzi e la fel, erau mai aplecați spre puznicie, spre schivnicie, decât spre viața de obște. Am cunoscut și eu, de altfel, în vizitele anterioare la Sfântul Munte Athos și la Cutlumuș și Plicit, cel puțin doi monahi, și chiar erau monahi români, care viețuiesc exact cum spui până astăzi, lângă Cutlumuș, cu viețuirea retrasă, și participă la Sfânta Liturghie la Cutlumuș, deși mănăstire grecească. Deci tradiția chiar a avut consecvențe până astăzi. Da, e fără doar și poate lucrul acesta, pentru că mai apoi, în timpul lui Ștefan cel Mare, tot așa să fie adresate unele mănăstiri cu titlul de Mănăstirea Domniei Mele, pentru că voievodul moldovean le rectitorise aproape în întregime. Nu degeaba Gavril Protu, unul dintre protoșii Muntelui Athos, întâi stătătorii, vechea instituție de conducere a muntelui, îl numea pe Neagoe Basarab în viața lui Nifon al II-lea, patriarhul de Constantinopol, ctitora toată Sfetacora, ctitora al întregului Sfânt Munte. În perioada aceasta de Ev Mediu avem și noi beneficii din partea Athosului, în sensul că Sfântul Nicodim de la Tismana, cel care prin mănăstirile Vodița și Tismana e recunoscut drept titorul monahismului românesc, ne vine la noi, vine la noi în țară de la Athos, la fel cum la Athos stătuse și Nifon al II-lea, patriarhul de Constantinopol, care a ajuns ulterior sub Radu cel Mare mitropolit al Țării Românești. Da. Și lucrul ăsta se continuă și în perioada secolului XVI. Avem tot în acea perioadă marea jertfă a lui Mihai Viteazu,
pentru mănăstirea Simonos Petras, care fusese distrusă în întregime de un incendiu. Mihai Viteazu o reclitorește și îi închină marea lui chitorie bucureșteană de la Mihai Vodă, pentru ca ulterior să avem exact apogeul danilor românești față de Sfântul Munte, apogeul din perioada domniilor lui Matei, pornind de la Matei Basarab și Vasile Lucu. Vasile Lucu probabil că e cel mai darnic miluitor al întregului munte. El a plătit toată datoria locurilor de la Athos și ale Patriarhiei Ecumenice, da, și da, ale locurilor sfinte față de Imperiul Otoman. Mănăstirile erau supuse unor biruri de către turci. Vasile Lucu, din dărnicia lui, a ridicat toate aceste datorii, a închinat marea lui chitorie de la trei erarhi întregului Sfânt Munte, venitul venea la chinotită și se împărțea tuturor mănăstirilor, a primit și răsplată pentru asta moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care e până astăzi. Eu zic că a fost o investiție genială. Da, e greu să spui investiție. Bineînțeles, am spus ăsta, ironic. Dar ca răsplată, da, a fost răsplătit pe măsură. Și ulterior și Șerban Cantacuzino se îngrijește de mai multe mănăstiri și face la rândul său probabil cea mai bogată danie din perspectiva mănăstirilor. Este vorba de mănăstirea de la Cotroceni, o mănăstire care spre sfârșitul perioadei mănăstirilor închinate avea un venit de 1.000.000 de lei, deci de kilograme întregi de aur anual trimis în Sfântului Munte. De altfel, un număr total de metohuri, așa se numeau mănăstirile închinate Sfântului Munte și schiturile din țara românească și Moldova, se ridica pe la 140. Uh-huh. Cele dedicate Athos-ul este studiu, cartea publicată a părintelui Ioan Moldoveanu, cea mai recentă lucrare, subsumând contribuții mai vechi a lui Petre Năsturel sau ale părintelui Bodogae, da, Nicolae Iorga și mai înainte Vasile Alexandrescu Urechia, care subsumă marea contribuție românească adusă Athos-ului. Însă, cu toate acestea, mănăstire românească nu s-a întâmplat să fie, chiar dacă la începutul secolului XIX, pe la 1803, Teodorit, egumenul de la Esfigmenu, merge în Moldova, fiind totodată și dichiu al schitului de la Florești, care era metoh al mănăstirii Esfigmenu, și îi propune mitropolitului de atunci, marele Veniamin Costachi, să facă din Esfigmenu mănăstirea Moldovei, în schimbul renovării de către ierarhul moldovean al acestui locaș. Până astăzi, din toate scrierile pe care le-am parcurs, n-am întâlnit un motiv pentru care mitropolitul moldovean a refuzat preluarea mănăstirii. Cu toate că noi constatăm că nu avem o mănăstire românească, doar cele două schituri dependente de două dintre mănăstirile grecești, trebuie să observăm și evoluția istorică a lucrurilor. Mănăstirile grecești, majoritatea au în jur de 1000 de ani, pe când schiturile românești au 100 și ceva de ani. Da, se îndreaptă spre 200. Se îndreaptă spre 200 și aici avem 1863, înființarea schitului Prodrom, din câte știu, nu știu, jumătatea secolului XIX. Există o perioadă premergătoare, există un călugăr, cred că Macarie, care la începutul secolului XIX se așează, e român, se așează cu doi ucenici, dar nu rezistă mult. Mi se pare că Macarie moare aici de bătrânețe și ucenicii lui se întorc în țara românească, ultimul se stabilește la Neamț și trece la domnul acolo, dar dă mai departe ideea schitului românesc de la Prodromul, care e susținută și de Veniamin Costache, așa că cel care e considerat oficial întemeietorul schitului este starețul Nifon Ionescu, cel care a trăit aproape 100 de ani, adormind în domnul la 1901 și care a venit din țările române împreună cu prietenul său, călugărul Nectarie, care a trăit 100 de ani în cap și foarte ușor de reținut, de la 1800 la 1900 a trăit. Oricum, cel mai important obiectiv și obiect de cult aici este icoana Maica Domnului Prodromița, pictată de înger, se spune, prin minunea săvârșită cu pictorul de la Iași, unde a fost comandată icoana. Și noi o să mergem acum să ne închinăm în biserică, să cinstim și icoana Prodromița, originala Prodromița, pentru că sunt multe copii care din Evlavia au fost făcute de către creștinii din țară sau chiar din alte locuri. Și ne bucurăm că suntem aici la Maicuța Domnului Prodromița. Să mergem să ne închinăm și mai vorbim când ieșim. Sigur.
mănăstire Radu Vodă, din București. Dantelăria? Da. Dar icoanele nici pe departe. Nu, nu, mă refer la Lucrătura Catapetismului. Lucrătura Catapetismului, da. Nici am nu e chiar, da, seamănă. Stare spre viața mănăstirii Căldărușani, a ținut un azil de bătrâne în București și acolo și-a și dat sfârșitul 1918 și a rămas ca unul dintre ierarhicii mai bine învățați din secolul XIX. Este cel care l-a botezat pe principele Carol, care va deveni Carol al II-lea al României în 1893. Mm-hmm. Și el a insistat să fie botezat ortodox. Un aspect estetic foarte frumos ce l-am întâlnit la mănăstiri grecești, aici omule destruți ca agățate sunt și pictate, asemănător cu ouăle de Paște. Foarte frumos arată, minunat, superb. Nu știu să spun ce anume, dar te simți într-o biserică românească. Păi da, normal, că aduce mobilia. E păstrat în mare parte din scrisuri pe școală, grafia divină, așa cum a fost făcut. Uite ce interesant, n-am văzut niciodată într-o biserică o cutie sau o încăpere, probabil. E probabil spre o încăpere foarte mică. Da. Arhitectura diferită de mănăstirile grecești, proporțiile clădirii. Vreau să continuăm și istoria de la 1863, de când se primește aprobarea Marii Lavre pentru construcția schitului, dar limitându-se numărul de viețuitori la 20 cel mult și oprindu-se orice proprietate a schitului în afara zidurilor acestora și a celor 5 hectare avute inițial. Nici măcar chiliile care erau împrejurul schitului, chiar dacă erau de români, nu erau sub ascultarea schitului, ci sub ascultarea Marii Lavre. Din păcate, istoria este marcată de ceva ce se întâlnește destul de des prin istoria românilor, de dezbinare, de certuri apărute în sânul comunității. Între stare se fac grupări de călugări și fiecare caută să-și impună propriul stare și asta frânează foarte mult dezvoltarea și totodată bună viețu. Intuiesc că majoritatea erau moldoveni. De acolo au plecat. Să spun. Dar cu siguranță există o atracție pe care Athos o exercită asupra mănăstirii Neamț. Da. De asta spun, că știu că de la Neamț sunt mulți dintre ei. Dar sunt proveniți din toată țara. Cel mai cunoscut stareț al prodromului în perioada aceea, în perioada până în interperic, este Antipa Dinescu. Este și un Damian. Dar este al doilea stareț al prodromului, Dimitriescu, parcă se numea. Și, din păcate, situația schitului este din ce în ce mai dificilă. Aici nu vrem să fim tendențioși, dar după ce Grecia a redobândit controlul teritorial asupra Sfântului Munte din 1912 și a instalat un guvernator laic, a devenit destul de manifestă politica naționalistă, filetistă. Da, da, da. A grecilor de limitare, nu doar a românilor, ci a tuturor națiilor. Dar românii, să spunem, că au fost unii dintre cei mai ușor
de atacat soldata pentru că erau dezminați. Păi dezbină și cucerește, dacă ai terminat cu prima, a doua e da, la cheie. Și în al doilea rând, pentru că nu aveau o mănăstire de-a lor, anumite proteste și anumite adrese făcute de Patriarhul Miron Cristea către guvernul elen, dar au puține efecte. Atât primul, cât mai ales al doilea război mondial au avut efecte grave, nu doar pentru români, ci pentru întreaga comunitate monastică de la Athos. Mileniul Muntelui este considerat, din păcate, în 1963 și un punct abrupt al declinului vieții monahale pe Sfântul Munte Athos. Se redusese foarte mult numărul viețuitorilor, multe mănăstiri erau în paragină și mai mulți au căutat să îndrepte situația aceasta. La prodromul, o primă perioadă de revenire este dată culmea după o vizită a lui Nicolae Ceaușescu în Grecia. Interesant. Când i-a fost prezentată o delegație de bătrâni români de pe munte, un călugăr neofit și un altul, cred că Domitian, sper să le încurc numele, care i-au spus despre nevoile, apelând totuși la sentimentul național da. Al dictatorului. I-au spus despre nevoile de pe munte și Ceaușescu l-a însărcinat pe cel care era atunci ministru al afacerilor externe, pe Nicolae Macovescu, să întocmească un raport și în felul ăsta s-a permis să se aducă din nou din țară călugări tineri și în felul ăsta, inclusiv călugări cu pregătire intelectuală, suntem în ultimul an al Patriarhului Justinian Marina, care la rândul i-a vizitat Sfântul Munte. Și atunci a fost delegația părintelui Cleopa da. De la Sigăstria, prână cu alții și știu că, cred că atunci a venit și părintele Petroniu Tănase, atunci au fost în Petroniu Tănase a fost un secretar al Patriarhului Nicodim Munteanu și unul dintre bătrânii cei mai respectați ai Sfântului Munte. Se va pregăti canonizarea lui, dacă am înțeles bine. Și a părintele Dionisie de la Colciu, da, Dionisie exact. Ignat. Ei sunt cei care au reformat, să spunem, monahismul românesc pe Sfântul Munte Athos da. Și lor li se datorează revirimentul pe care îl vedem astăzi, nu numai lor. Cel mai nou ctitor al acestui așezământ este domnul George Becali și aici, dincolo de orice comentariu tendențios se face la adresa lui în presă, meritul este incontestabil și poate fi văzut cu ochiul liber. Corect, da. Așa este. Sprijinul pe care l-a adus aici este o faptă bună care îi va rămâne multă vreme, pentru că, indiferent de evoluțiile istorice, Athosul rămâne un simbol al întregii ortodoxii și fiecare țară este datoare să-și sprijinească proprii monași și propriile așezăminte de la Sfântul Munte, nu în dauna celorlalte, ci tocmai pentru a arăta faptul că toți suntem prezenți înaintea lui Dumnezeu, există dogma potrivit căreia există un înger al fiecarei nații, care reprezintă poporul ăsta în fața Domnului și atunci e absolut firesc să se poarte de grijă. Da. Există oricum o lege care alocă un buget anual din bugetul de stat al României, cred că în 2007 s-a votat. Sunt vreo 250.000 de euro care sunt alocate schitului prodromul. Pare mult, dar când te uiți la dimensiunile schitului și la câte mult. Nevoi sunt chiar aici, nu e mult. E chiar situația puțin. Se modifică da. Un pic. Da. Dumnezeu lucrează prin oameni, dar uite, cu toate că noi nu avem oficial statut de mănăstire a Sfântului Munte, ca cele grecești sau sârbești sau bulgărești, Schitul și Prodromul și Lacul, cu toate astea, ce ne împiedică, vorbim concret și obiectiv, să viețuim ca români pe Sfântul Munte, călugării noștri, vreau să spun, la aceeași înălțime duhovnicească, până urmă ăsta e scopul, mântuirea lor în mănăstirile sau schiturile lor. Adică primim donații și noi românii, ne desfășurăm slujbele, avem activități administrative, exact ca o mănăstire grecească cu, să zicem, demnitate de plină administrativă. Da, pe de-o parte, unul dintre cei mai buni cunoscători români actuale ai Sfântului Munte este vorba de părintele Constantin Coman, profesor la Facultatea de Teologie din București, spunea lucrul acesta, că dacă urmăm principiul evanghelic, că cei din urmă vor fi cei din tâi, românii de la Sfântul Munte au cea mai fericită situație dintre toate. Exact. Tocmai pentru că au fost întotdeauna mai smeriți în cult. Părintele e mult mai bun cunoscător al cultului monastic decât sunt eu, dar spune că există o mai mare umilință în slujbele românești față de echivalentul... Nu doar asta, dar e și filonul ăsta un pic slavon pe care l-avem noi față de greci. Și grecii, în general, sunt foarte relaxați, foarte degajați cu orice.
cu orice. Adică încep slujba de dimineață, la 9:30 deja liturghia de mult gata și își beau cafea, n-au nicio treabă. Deci asta e stilul lor, asta e natural. E bine că e așa, că așa trebuie să fie ei, așa e felul lor de a fi și normal să fie. Pentru noi ar fi un pic să fie așa, pentru că noi suntem altfel, altă încărcătură genetică și momentul culturală. Momentul de dificultate principal între români și greci este reprezentat, bineînțeles, de anul 1863, când la capătul unui proces legislativ destul de anevoios, guvernul domnitorului Alexandru Ioan Cuza hotărăște secularizarea, adică naționalizarea averilor mănăstirești din cele două principate. Au existat deliberări mai înainte, pornind de la mitropolitul Grigorie Dascălu, care la rândul lui trăise la Athos în 1812, încercându-se să se recupereze veniturile mănăstirilor închinate. Ce însemna asta? Orice om ctitorea o mănăstire sau avea o mănăstire mai veche în țara românească sau Moldova, putea să o închine unui lăcaș sau unei întregi comunități din locurile sfinte. Să-i dedice veniturile ca să înțeleagă cei asta care ne ascultă. Asta ajuta într-adevăr la supraviețuirea acestor lăcașuri aflate în Imperiul Otoman, care nu mai dispuneau de mijloace proprii de întreținere, însă cu timpul au fost un pic forțate prevederile acestor acte testamentare, atâtea cât au fost, neînțelegându-se că era vorba doar de un uzufruct, ci înțelegându-se că sunt proprietatea de drept a locurilor sfinte, s-a ajuns de multe ori la o neglijare totală a ctitoriilor din principatele române. Mănăstirile erau lăsate în paragină, interesa doar venitul care venea de pe moșii, de pe toate proprietăți, că aveau hanuri, bateliere, saline, iazuri pentru era pește. O atitudine de genul grecilor, ocupați-vă voi de ele dacă ale voastre sunt, ceva de genul. Da, noi luăm doar venitul. Da. Și atunci, treptat, s-a pus problema revenirii lor în sânul nației, reprezentații atât ai chinotitei, cât și ai patriarhiilor ecumenice, ai locurilor sfinte, au protestat atât pe lângă autoritățile otomane, noi încă eram vasale Imperiului Otoman la vremea aceea, cât și pe lângă reprezentanții puterilor apusene și care au încercat să pună orice băț au găsit în roatele progresului administrativ, până când, deși guvernul principelui Cuza le oferise despăgubiri bănești. Mi-a spus, deși avem dreptul moral să le reluăm stăpânirea, dat fiind datoriile pe care le-au la fiscul românesc, starea de degradare în care se află și faptul că la multe nici nu mai există documentul care să ateste închinarea lui către locurile sfinte, totuși vă oferim, era o compensație bănească imensă, nu știu să fac estimări neapărat, dar era ceva aproape de jumătate din PIB-ul țării pe un an. Da. Dacă ar fi existat noțiunea asta pe atunci, grecii n-au primit lucrul acesta și așa că în decembrie 1863 se hotărăște secularizarea, dar se face într-o manieră generală, tocmai ca să nu existe după aceea acuze că s-a făcut tendențios, adică sunt naționalizate și mănăstirile neînchinate din țară. Toată averea imobilă a bisericii, toate proprietățile bisericești în afară de clădirile propriu-zise, trec în posesia statului și în felul ăsta locurile sfinte se simt cumva părăsite de sprijinul românesc, ignorând un pic faptul că el durase de peste 400 de ani și afacerea se prelungește destul de multă vreme, se stinge abia în preajma autocefaliei românești cu fel de fel de intervenții, până când statul român, dată fiind pe pretențiile tot timpul peste cât oferea ale grecilor, alege să nu mai facă nicio compensație bănească și în felul ăsta sprijinul locurilor de la Muntele Athos rămâne strict la inițiativa individuală. Da. Dar nici atunci nu lipsesc. Și uite că noi ne aflăm la schitul Prodromul și constatăm cumva, poate așa a lucrat Dumnezeu deloc întâmplător, cum se spune că coincidența, zice Albert Einstein, este modul Dumnezeu de a rămâne smerit, discret. Schitul Prodromul e din 1863 și chiar atunci a fost anul secularizării. Deci cumva Dumnezeu a îngrijit lucrurile că dacă nu mai merg averea mănăstirilor la Sfântul Munte, măcar aici să fie în schimb un schit chiar românesc pe Sfântul Munte, ceea ce nu era înainte. Și cred că nu e deloc întâmplător lucrul ăsta. Nu, am fost deposedați de schit la 1863. Paradoxal. La secularizării am reintrat în posesie. Începuturile schitului Prodromul, documentele, cele parte din ele, au fost editate acum câțiva ani la editura Basilica a Patriarhiei Române de către părintele Mihai Săsăujan. Da, profesorul nostru de sunt documentele IBRE, la schitul Prodromul. Cine vrea să cerceteze mai mult, le are într-o carte recent editată, așadar accesibilă.
Și tot vorbind de documentele românești de la Muntele Athos, o estimare grosomodă așa spune că ar fi vreo 40.000 de documente privitoare la cel puțin, nu neapărat în limba română, dar privitoare la relațiile românești cu Muntele Athos, încă necercetate. Încă necercetate. Istoricii noștri vechi pe lângă nu au cele avut cercetate. Acces. Vasile Alexandrescu, Rechia, Iorga și cei din perioada aceea nu au avut acces la documentele Atonite, ei au cercetat ceea ce se găsea în la fundul noi. Arhivelor române. La Athos a existat tot timpul o reticență în a lăsa cercetătorii străini, nu doar români, și rușii s-au plâns de aceeași problemă, de a cerceta documentele pendinte. Arhivele de la Athos sunt una dintre cele mai prețioase din punct de vedere istoric pentru toate națiile ortodoxe, nu doar pentru români. Nu înțeleg nici până astăzi ce explică această rezervă, ce se caută să fie mascat, însă o cercetare exhaustivă care ar cere o mică viață de om așa ca să fie realizată ar putea să aducă lumină în numeroase probleme ale istoriei românilor unde încă avem nelămuriri. Da, principala problemă nu e lipsa de cunoaștere față de acele documente necercetate, ci să ne rezolvăm treaba asta cu dezbinare și totul este ok, părerea mea. Păi de aici ar pleca și cercetarea, dacă ar exista o cerere unitară, că vrem să vedem acele documente, pentru că asta spuneam și la începutul pelerinajului și o să mai spunem cu siguranță, nu există mănăstire din cele 20 ale Sfântului Munte care să nu fi beneficiat măcar la un timp de o mănăstire închinată din România, de danii venite din România, fie direct în bani, fie în obiecte de cult, fie într-o zugrăvire, într-o amenajare a bisericii, fie cel puțin de sprijinul unor viețuitori români, pentru că și asta este o formă de sprijin. Mănăstirile au rămas în ființă pentru că au primit viețuitori. Corect. Întreg cuprins ortodoxie. Capitalul nu a fost doar banul sau donația sau foloasele materiale, ci până la urmă materialul uman, nu, de calitate. Există mai multe, da. Discursuri privitoare la moștenirea Muntelui Athos unde se pomenește de către cei care au gândit așa ce nenumăratele, miile de viețuitori ai Athosului care au asigurat până astăzi perpetuarea vieții monahale în cuprinsul mănăstirilor. Mulțumim foarte mult! Foarte frumos! Să vă trăiască! Mă știu că stăpânul lor. Cât au, părinte? Păi, cât am? Un an jumate. Un an jumate. Se vede că-s puioci, așa sunt. Buiandri. Da, să joacă ei și bătrân să joacă. Și bătrân să joacă. Măi, drăguților, măi. Sunt mult mai dragi decât altul. Hai, hai, hai. Sunt și băieți. Am ajuns la peștera Sfântului Atanasie. Ca de obicei, peisajul spectaculos. După cum vă spuneam și în alte vloguri, la scările astea a lucrat părintele Arsenie Boca. Dacă ați citit relatări despre părintele Arsenie, astea sunt scările la care a lucrat părintele. O să coborâm la peșteră. Ați fost aici, părinte, da? Asta ai fost, nu? O să coborâm pe o înclinație de vreo 70. Aici a lucrat, știți că erau scrierea astea despre părintele Arsenie Boca, că a lucrat în Athos la treptele astea. Da, asta. Și mergem acum spre peștera Sfântului Atanasie. Un peisaj care stai răsuflarea. Ce puțin. Mai mult când urcăm ne taie răsuflarea. Da, da, că este mai greu de urcat. Și vorba lui Damian. Am prins o vreme superbă. Aha. Aici e un izvor foarte bun de băut. Mai știi că am fost la aici la un călugăr grec, parcă, care are o exact suspendată pe peretele vertical al muntelui. Mergeți. Dacă nu mă șeri cea de acolo.
E oricum ușor față cum am urcat noi pe Aton, ăsta e parfum. Da. Aici când venea Sfântul Atanasie la peșteră, nu erau scările astea, erau stânci doar. Așa că dacă Sfântul a putut să urce, să coboare pe stânci, putem și noi pe trepte, fără probleme. Las filmarea pornită pentru că peisajele sunt spectaculoase. A fost de dimineață o ceață pe munte, dar temperatura este foarte plăcută, undeva la 26-27 de grade, cald. De aici o să plecăm spre Schitul Lacu, la Părintele Pimen. Și dacă timpul ne mai permite, o să mergem și la Mănăstirea Simonos Petras. Se înfundă acolo rada, mai fost eu acolo. În stâncă, se vede că i-a stupat mare parte din ea, se vede ca un mic tunel umplut cu pietre la gură și a rămas numai partea din fața chiliei acolo. Deci a viețuit un călugăr aici. Un călugăr, cu siguranță, da, un pusnic, un peșter acolo. Numai simplă nu-i viețuire aici când ești expus. Păi gândește că Sfântul Atanasie nu avea trepte de astea, venea pe stânci jos. Asta e cea mai mică problemă, ești expus tot sezonul rece la tot vântul care bate dinspre mare. Da. Este o rugăciune în cadrul cultului creștin-ortodox care spune că ne rugăm și pentru cei care vesesc încrăpăturile pământului, când enumeră mai multe categorii de rugători sau de categorii de oameni cu diverse activități și ne rugăm și pentru cei care vesesc încrăpăturile pământului. Și probabil că la asta se referă. Exact, la acolo era peștera Sfântului Damian. Aha. În partea stângă acolo. Sunt Atanasie, ca să sunt convins că ați mai spus lucrurile astea pe vloguri, este cel care a instaurat Republica Monahală de la Athos. Este cel care a consacrat statutul Athosului drept comunitate monastică de sine stătătoare. Pe de o parte, viața lui ne aduce aminte de faptul că Athosul nu este singurul sfânt munte din istoria Ortodoxiei. A mai avut munți dintre aceștia, Olimpul din Bitinia, din Asia Mică, Galesion din zona litoralului microasiatic și Auxentios, tot de lângă Miletul vechi, munți care, din păcate, ale căror comunități monastice au fost distruse de invaziile turcești din secolul XI, când bizantinii au pierdut mare parte din Asia Mică. Sfântul Atanasie, tocmai că este format într-o mănăstire din Bitinia, din Asia Mică, cu starețul Maleinos. La mănăstire fiind, se împrietenește cu nepotul starețului, așa, Nichifor, care va deveni împărat bizantin. Da. Cu denumirea Nichifor de Nichifor Focas, al doilea Focas, sau Moartea Palida Sarazinilor, i s-a mai spus. Este împăratul care a recucerit insula Creta de la arabi. Și în Creta, nu se știe exact cum a ajuns Sfântul Atanasie acolo în 961, s-a întâlnit cu cel care urma să fie împărat 2 ani mai târziu, Nichifor Focas, să ajunge împărat chiar în 963, când se înființează Athosul, pentru că unul dintre primele sale acte este să emită Hrisobul, se numește, adică document cu sigiliu de aur, sigiliu suprem al împăratului,
cu sigilul prins în ceară, în cerc de aur, în inel de aur, prin care întărește muntelui Athos mari lavre pe care o ridică Sfântul Atanasie la îndemnul său, dreptul acesta de a se autoguverna, de a fi independent de orice stăpânire laică sau bisericească, supus doar autorității împăratului, care oricum era departe. Și în felul acesta, Crisobulul lui Nichifor Focas, care și-a dorit în timpul vieții să se retragă la Athos, dar n-a mai apucat, a fost asasinat de o conspirație pusă la punct chiar de soția lui, de împărăteasa Teofano. Complet. Era a doua, la a doua căsătorie Teofano. Ea fusese căsătorită cu împăratul Roman al II-lea, mor de tânăr. Este mama împăraților Vasile al II-lea și Constantin al VIII-lea. Și văzându-l pe Nichifor al II-lea, Focas, că este un împărat cu vocație mai degrabă monahală. Nu se culca cu ea, dormea separat, dormea în apartamentele sale, dar nu în pat, ci pe piele de leopard. Și avea o viețuire aproape monastică. Pe pielea asta de leopard l-au prins conspiratorii și l-au ucis și l-au pus în locul lui pe generalul Ioan I Tzimisces, care a răsplătit-o pe soția care urzise conspirație, exilând-o, știind ce urmează să pățească și el, dacă nu e atent. Deștept omul. Da. În schimb, Athos-ul a rămas moștenirea acestui împărat de la primii basilei care au domnit după înființarea Athos-ului. Ioan I Tzimisces, Vasile al II-lea, Constantin al VIII-lea, toți au purtat de grijă muntelui. În timpul lui Vasile al II-lea moare Sfântul Atanasie Atonitul, se consideră între anul 997 sau 1001, deci moare chiar la începutul mileniului 2. Sfântul Atanasie lasă muntelui, probabil dincolo de moștenirea spiritoară, cel mai important document este primul tipicon. Sunt regulile de organizare ale Athos-ului, dacă am reținut bine, sunt 6 tipiconuri până astăzi. Ultimul este la mijlocul secolului XVIII, cel care în mare parte e valabil până azi. Și îl lasă pe un tragos, care înseamnă țap la propriu, că e scris pe un pergament o piele de țap de vreo 3 metri. Se păstrează, wow, am înțeles până astăzi, în turnul din Carea. Oh, n-am știut. Da, că acolo s-ar păstra acest tipicon al Sfântului Sava. Marea sursă de inspirație pentru așezămintele monahale de pe Athos sunt regulile Sfântului Teodor Studitu, cel din mănăstirea Coimiților, Neadormiții, Studion, din Constantinopol, Studion, da. Unde este desăvârșirea formei de monahism bizantin, adaptat Imperiului. De aici iradiază el și înspre Athos. Și la Sfântul Atanasie este fabulos faptul, el urmează, de fapt, modelul unui Sfânt Pavel Atonitu, care îl precedă cu vreo 100 și de ani. În viețuirea 53 de ani stă negăsit Sfântul Pavel în muntele Athos, abia după moartei sunt descoperite urmele trecerii pe aici. Și el este cel care îl inspiră pe Sfântul Atanasie, care se pare că la cererea lui Nichifor Focas face această tranziție greu de imaginat, altfel, între viața de pusnic și viața de conducător al unui lăcaș de obște, Marea Lavră, de la care au iradiat foarte repede, exact ceea ce spuneai tu mai devreme, majoritatea mănăstirilor de pe Athos au plus minus 1000 de ani. Cele mai vechi sunt Marea Lavră, Iviron și Vatopedul. Și toate apărute cam în aceeași perioadă istorică, nu, în câteva decenii. Sau, ca să o explicăm altfel, ultima mănăstire ridicată este Stavronichita, e o excepție, în 1553. Asta cred. E excepție. Și cea, da. E și ultima în rangul mănăstirilor. Da, pentru că și vechimea influențează aici, dar altfel majoritatea au plus. Să vedem și peștera. Peștera nu prea poate să o vedem decât de la distanță, că e acolo. Și nu prea ai cum să ajungi acolo. Poți să sari. Am coborât pe aici, dar s-a luat un părinte care era aici de noi și a zis că nu avem voie. Când expunem viețile în pericol, uite părintele ăsta de aici, care e aici sus. Da. Înțeles pe ducate. Doamne ajută. Haideți, să rămână, Doamne ajută. Totdeauna. Să rămână, Doamne ajută. Mulțumim frumos. Aia, uite, pe fratele Sorin. Doamne ajută. Doamne ajută, să rămână, părinte. Bine? Un pic pe aici. Ce faceți? Ce să facem? De la Brașov suntem noi. Uite cum ne-am găsit, ce bine ne-am găsit. Aici e și un spațiu foarte mic. Sunt două încăperi, două altare. Foarte frumoase și foarte bine amenajate, așa fiecare, ca o biserică miniatură. Și aranjate succesive, unul după altul. Și probabil că au două hramuri diferite. Aici de obicei icoana hramului în partea dreaptă. Aici vedem că avem hramul Sfântul Nicolae la altarul de aici. Și aici avem hramul a trei sfinți ierarhi. Da, cred că este unul dintre ei, probabil Sfântul
Vasile, cel mai din dreapta, dacă citesc eu bine în greacă. Filoteos. Filoteos și în mijloc. Poți să te uiți prin telefon, că se vede mai bine. Grigorios, cred că este în mijloc. Da. Da. Palama. Grigore Palama. Grigore Palama, Filotei Cochinos. Cochinos și este Vasile... cel care desăvârșește liturgia bizantină. Sfântul Grigorie Palama și Sfântul Vasile cel Mare. Toți sfinții erau. Deci vezi, într-un spațiu foarte mic, două altare diferite, fiecare cu sfântă masă, cu scaune, cu străni de asistat la slujbă. Asta este regula liturgică. Câte altare, atâtea liturghii pot fi slujite. Nu poți să slujești mai mult o liturghie în aceeași pe zi la aceeași oră. Da. Da, dar nici nu poate același să menționăm nici că faptul că nici un preot, dacă ar fi, nu poate să slujească, să zicem, aici, de două ori, acum, la ora 8 liturghie aici și la ora 9:30 liturghie acolo. Nu, odată ce s-a împărtășit. Preoți diferiți. Și uitați un simbolism foarte interesant. Este, face parte din bestiarul creștin. Sunt simbolisme atribuite animalelor. Ăsta este pelicanul, care potrivit tradiției creștine din propriul lui corp își hrănește pui, își rupe carnea de pe piept cu ciocul și le dă puilor să mănânce. Este simbolul de data asta din sfera zoologicului a lui Hristos. Luați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Treaba era mai complicată, e legat de evenimentul paradisiac al ispitirii din raia protopărinților Adam și Eva când au fost corupți prin căderea în păcat la propunerea șarpelui. Se spune că în lumea animală șarpele de multe ori vine și mușcă în cuibul pelicanului pe pui și ei sunt otrăviți și au urmat să moară, dar pelicanul zboară deasupra, își împunge propriul corp ieșind sânge și sângele curs cumva prin un anumit strat din atmosferă, din nori așa, apa e acea stare gazoasă, trecând sângele și căzând pe pui, vindecă și este practic antidotul la veninul șarpului. Și de aceea Hristos se asemăna cu pelicanul care vindecă întreg neamul omenesc prin jertfa lui, prin sângele curs pe cruce, de păcatul strămoșesc. Corect, iar aici putem să vedem ochelarii Sfântului Atanasie. Asta. Ochelarii de secolul 20. Exact. Casa memorială, de la Mărțișor. Mergem. Mergem. Acum mai bine închideți înregistrarea să nu se audă cu găfâiturile la vârstă. Să vă dăm un pic lanterna. Thank you, Father. Thank you. Suntem la Mănăstirea Mare a Lavră, este chiar titoria însuși Sfântului Atanasie Aponitul, fondatorul vieții monahale, sistematizat, organizat, așa cum a făcut el. Vedem în icoana de sus, închinând Mănăstirea Mare a Lavră, o vrăjitoare Montreatus, Maicii Domnului. Este în ierarhia mănăstirilor prima și cronologic înființată, prin prima mănăstire. Și ce o să vedem foarte interesant aici, nu doar din spațiul duhovnicesc spiritual ca elemente de referință, ci și din spațiul biologic vegetal, o să vedeți mai multe lucruri minunate, așa, cum a dat Dumnezeu un chiparos foarte vechi, undeva la un mileniu are acest chiparos și iarăși un chiparos care o să vedeți este întors cu vârful în jos. Și chiar și câteva... Iartă-mă că te întreb, ăsta nu e aici chiparosul cu vârful în jos, este acolo unde e biserica de Ozia Sfântului Atanasie, puțin mai jos, acolo unde e grădina aia. Da, dar e tot undeva în apropiere, nu e chiar în incinta mănăstirii. Nu, e în incinta mănăstirii, da. Nu da. E în incinta mănăstirii, știu. Și tot acolo unde spui tu este acel monument pre-creștin,
un fel de altar păgân de jertfă care a rămas de la cei care au trăit aici înainte de apariția creștinismului. Atosul a fost căutat de mai multe ori de oamenii care doreau să se izoleze cât de cât, deoarece este despărțit de munte față de continent. Nu se poate ajunge decât cu piciorul pe uscat, altfel doar pe calea mării. Și se vede că și Sfântul Atanasie a căutat în adins să fie cât mai despărțit de lume, pentru că s-a dus în extrema sudică a peninsulei și a înființat această mănăstire, ca al cărui egumen a primit de la Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol statut egal cu cel al protosului muntelui Atos. Înainte, protosul era cel care trebuia să conducă viața monastică, dar egumenul Marii Lavre era egal în demnitate cu acesta. Este locul de unde odată pornește istoria Atosului ca ansamblu monastic și totodată este una dintre mănăstirile cele mai importante pentru viețuirea Atonului. Că vorbim de viețuire, fie că este legat de Marea Lavră, fie că este legat de celălalt, dar în general Marea Lavră începe să scrie istoria. Vorbim și de arhicunoscutul motiv sau arhicunoscuta interdicție în privința femeilor pe Atos. Se leagă pe de-o parte și de așezămintele Sfântului Atanasie. Sfântul Atanasie le-a spus ucenicilor săi să nu aibă animale de sex feminin. Altfel ăsta să nu le poată presi, să nu le poată mulți. Și tot așa, în felul acesta să nu existe dezvoltarea comerțului, să nu existe dezvoltarea negoțului, să nu fie absorbiți călugării care veneau aici pentru isihie de dorința de bani. Adică nu numai individual să fie sărași, ci și obștea să fie săracă. Totodată, interdicția privind femeile pe Atos se pare că nu a fost de la bun început. Era de la sine înțeles că într-o mănăstire nu aveau ce să caute, într-o mănăstire de călugări nu aveau ce să caute femei. Dar ea, pe potrivit unei tradiții istorice, este chiar cauzată de vlahi, de păstorii vlahi din secolele 11-12, care iată, ajungeau cu turmele și pe aici și la un moment dat au cauzat, e foarte drăguț trecut în manual, o relaxare a vieții monahale. Da? Da, fiind vorba de fapt de faptul că unii călugări au ajuns să trăiască cu femeile vlahilor și atunci s-a interzis de plin prezența femeilor ca să se preîntâmpine asemenea evenimente ulterior. Lucrurile astea sunt consemnate, principalele istorii ale muntelui Atos se numesc proschinitare. Sunt alcătuiri ale călugărilor din diferitele perioade ale istoriei muntelui și datorită cărora ne putem noi astăzi da seama de cel puțin de parte, pentru că există încă istoria ale muntelui Atos în manuscris, care au rămas needitate de mai bine de 100 de ani. Și, în general, istoria de început a multor mănăstiri intră cumva în sfera legendarului. E aproape imposibil de demonstrat din punct de vedere istoric. Aici ni se dă un pic senzația de pustiu, pentru că am intrat și nu este nimeni, deși miroase a mâncare. Ceea ce înseamnă că este, totuși, cineva. Sunt viețuitori. Hai să vedem chiparosul. Ce? Că Marea Lavră a fost închisă începând din pandemie. De la și știam că e și acum închisă, am rămas surprins. Vreau să filmăm puțin cu Damian la poartă, dar văzând poarta deschisă am intrat. Credeam că e închisă și acum. Dar ne-a ajutat de la Dumnezeu că am găsit Marea Lavră deschisă, lucru nemai întâlnit înainte de pandemie. Și tot în Marea Lavră avem de-a face, și vedeți să-mi colocați pe furnici, avem de-a face și cu unele dintre cele mai cunoscute controverse care au străbătut muntele Atos. Avem cunoscuta schismă din secolul 18, este a colivarilor și anticolivarilor. Asta sună un pic amuzant, la prima vedere. Dar este, literalmente, la asta se referă, la cei care susțineau că se pot face pomenirea ale morților răsii de duminică și cei care susțineau, punctul ortodox de vedere de altfel, că duminica fiind sărbătoarea vierii, prin excelență, nu este dedicată pomenirilor celor adormiți. Da. De asta colivari și anticolivari, adică dacă da sau nu colivă duminica. Și îndrăzesc să te întreb cine a câștigat. Se pare că li s-a dat preeminență totuși anticolivarilor la Atos. Muntele Atos este recunoscut ca un fanion, să zicem, ca un standard. Ăsta e chiparosul de care spunea Radu. Uitați, minunea minunilor aici. Chiparosii nu cresc așa mari de obicei, adică nu ajung la... Și nu trăiesc atât de mult. Se usucă la un moment dat. Asta e o minune că există un chiparos atât de... Nici nu mai arată chiparos ca formă generală la vechimea pe care o are. Deci uitați-vă, dacă aș întinde mâinile și am mai fi încă o persoană, poate că atunci am... 5-6. Nu să-l înconjurăm, dar măcar să... Urgă un pic acolo pe aia ca să se vadă cam... Să reproducem lățimea. Cred că era mai bun eu ca standard de comparație. Uitați cât sunt eu și cât este de gros copacul.
Da. Și cu comparație, un chiparos tânăr față de un chiparos bătrân acolo, da, parcă cealaltă. Extraordinar cum arată. Și e viu. Da, adică... Obviously. Pare... Așa, obosit, uscat, dar e viu. Uite, are și o scorpură. Hai să mergem și încolo. Și de râsul ăsta foarte plăcut. Pe cine am pierdut pelucii? Chiar și în biserica de la mare. Nu cred că este biserica. Nu, nu e așa de cred, deci avea din așa mare. E închisă. Este izografit paradisul. Fison, Gihon, Tigru și Eufrat, cele patru râuri care, potrivit tradiției biblice, udau paradisul. Două sunt râuri reale, sunt din Mesopotamia. Fisonul și Gihonul, în schimb, nu le veți găsi pe vreo hartă. Sfântul Ioan Damaschin spunea că sunt, de fapt, Nilul și Gangele și că, de fapt, este desemnată toată sfera vechii civilizații, din Egipt până în India. E o speculație cel mai probabil, dar mulți, trebuie să spunem, au încercat să identifice geografic spațiul real al vechiului paradisului. Da, da. Și sunt tot felul de variante în Africa, în Mesopotamia. Și aici una dintre imaginile cele mai des întâlnite este vorba de râul de foc al Iadului, mergând până în Tartar, chiar așa scrie acolo, și se vede că unii preacreștini atâta ură au avut față de diavol, i-au scos-o încât, da, l-au masacrat. Povestea la o masă este o anecdotă din Pateric cu călugărul care atât de pornit era în lupta împotriva diavolului, încât și l-a zugrăvit așa pe peretele chiliei, până într-o seară când i s-a părut că diavolul s-a dat jos un pic din perete și atunci a scos pictura afară. Adică e bine să te păzim de diavol, dar să nu scânde. Și văd că și păsărmanii păcătoși că a sunt categoriile de păcători și există acele cercuri în infernului pe care le zugrăviște și mai metanele. Dar există, la fel ca și la treptele raiului și treptele iadului, ajungând până, iată, îl vedem în fundul Tartarului, fiara cea mare, Lucifer, contrar opinii generalizate, se pare că în fundul iadului nu e foc, e frig. Acolo bătaia aripilor lui Lucifer îngheață totuși, acolo este locul deosebit pentru mari trădători. Unde este locul lui Iuda. Și de menționat că acest termen de Tartar este de fapt din mitologia veche grecească, grecii devenind creștini mai târziu au rămas cu titlul de Tartar, ceea ce se numește ar fi diavolul sau împărăția celor. Se pare fiera apocaliptică frântă de arhanghelul Mihail de stăpânitorul oștirilor cerești și pământul păzit de Maica Domnului, de împărătesa cerului. Maica Domnului, care potrivit tradiției, s-a arătat în vis Sfântului Atanasie și i-a spus că a cerut de la fiul și domnul ei pe insula muntelui Athos ca să-i o dea ei în stăpânire, să rămână domeniul său. Și că de aceea, un alt temei pentru neprezența femeilor în muntele Athos este că singura femeie ce are voie să rămână în Sfântul Munte este chiar Maica Domnului, stăpâna muntelui Athos și o protitoare a muntelui. Deși trebuie să spunem lucrul acesta că nu au fost atât de stricți. Avem documente istorice care ne spun că țarina Elena, Jelena, a marelui despot sârb Ștefan Dușan, în 1348, când acesta a venit cu mare alai să serveze biruințele care întinseseră Imperiul Sârb până în Peloponez și totodată fugind de ciuma neagră, i s-a permis să locuiască, bineînțeles, separat, dar i s-a permis să locuiască pe Muntele Athos. Deci avem și câteva excepții. Bineînțeles, ne facem decât să confirme regulat. Nu sunt absurzi. Pentru
că nu s-ar fi menționat, dacă nu ai fost ceva special. Da, există și istorisiri de baterii care parcă frizează un pic absurdul, cum ar fi că așa interdicții aveau vis-a-vis de animale de sex feminin, încât când niște rândunere și-au făcut cuibul într-o bucătărie, au demolat bucătăria, că nu aveau voie cu animale de sex feminin. E o absurditate, am văzut cu ochii noștri cuiburi de păsări. Da, și astăzi sunt și pisici. Pui de pisică. Da, e clar că acum sunt permise. Și un lucru de ordin tot așa estetic, coloristic, a zugrăvelii clădirilor, dar și bisericilor în Sfântul Munte. Asta este roșu de Athos, îl putem numi. Este nuanța specifică cel mai des întâlnită pentru folosirea în a zugrăvi pereții clădirilor din Athos. Atât biserici cât și alte clădiri auxiliare. Așa cum e albastru de voruneț pentru noi români, așa e pentru atonitul roșu acesta. Culoarea jerții. Mergem pe acolo și ne întoarcem, nu? Vedem probabil una dintre cele mai buni întâlnite industrii ale Athosului. Uleiul de măsline a reprezentat din totdeauna o sursă de întreținere pentru mănăstiri. Uleiul era folosit atât în cult, ulei pentru candele, cât și pentru alimentația călugărilor, deși viețuitorii cu trăirea cea mai profundă de pe Athos erau cunoscuți pentru faptul că nu gustau nici pește, nici brânză, nici ulei și nici vin. Nu? Nu. Alimentația deloc lor era niciodată doar cu pâine și cu legume, fie crude, fie murate. Și asta era întreaga lor viețuire. Asta este viețuirea cea mai apropiată de chipul îngeresc. Da, postirea continuă, masa o singură dată pe zi. Și asta cred că are legătură, Damian, și cu următorul lucru. La noi, la români și și la ruși, există acest obicei când cineva intră în monahism să intre cu schima mică. Sunt două niveluri de călugărie, să spun, ca intensitate a vieții călugărești asumate. Schima mică cu rânduială mai ușoară și schima mare, care vine în tradiția rusească și românească suplimentar când se înmulțesc numărul de metanii, de ascultări, de dificultatea lor. Și din câte știu, la Sfântul Munte ei își iau din start schima mare, iar la ruși și la români încep cu schima mică și doar unii dintre ei ajung cândva să-și ia schima mare, da, dacă este cazul. E. Și de asta explică și condițiile mult mai austere în care viețuiesc majoritatea pe Sfântul Munte. Părintele Chiril, pe care l-am întâlnit ieri la Batoped, are schima mare. De multe ori, cei care călătoreau spre Muntele Athos, mai ales din spațiul rus, se tundeau pe parcurs. În cazuri când se tund în schima mică în Moldova și când ajung la Athos, sunt tunși cu schima mare. Da, să fie compatibil cu ceilalți. E un mare sfânt rus, mai puțin cunoscut, din păcate, astăzi. Este vorba de Sfântul Arsenie Atonitul, un pusnic venit din Rusia, care a întemeiat un schid la Sfântul Andrei. Și să menționăm și singurul sfânt român atonit care este pomenit în Sinaxar. Este vorba de Sfântul Antipa Atonitul, dar noi îl știm mult mai Antipa comun de la Calapodești. Ca Sfântul Antipa, da, de la Calapodești. Da, sfânt, da, cu viețuire îndelungată. Spun singurul sfânt atonit pentru că este singurul sfânt atonit care a trecut la Domnul pe muntele Athos. Altfel, cum a spus Grigorie Dascălu, Paisie Vericicovski, care, bun, este ucrainian de origine, dar are viețuirea în România. A murit la Neamț, nu? Da, da, cred că da. Așa, care Dragomir Nasecu Neamț. Asta e ordinea, cum am reactualizat-o și eu. Și sunt mai mulți părinți, irinarhi de la Horaița, care au viețuit cel puțin o perioadă pe muntele Athos, dar Antipa de la Calapodes sau Antipa Atonitu este sfânt despre care știm cu certitudine că a fost român și care este pomenit în Sinaxarul muntelui Athos. Ce interesant, a folosit acea piatră cândva, cu siguranță, da, în Athos, piatră decorativă, fiind ruptă, au găsit o rol practic acolo și uite, în stânga e un capitel. Da. Și aici, uite, coloanele, bucăți de coloane. Deci a fost o clădire veche, din piatră și le-am găsit aici. Foarte are 1000 și cât, 500 de ani? 963. Anul 1200 de ani. Înființării, de fapt, muntelui Athos ca ansamblu monastic. Interesant, exact 900 de ani de la înființarea Sfântului Munte și a Marii Lavre până la înființarea schitului Prodromul, da, primul schit românesc care ține tot de Marea Lavră. Și noi suntem întâmplători într-un an cu cifră rotundă. Suntem corect, la 1080 de ani, da, de la înființarea Sfântului Munte. Da. Și la 160 de ani de la înființarea schitului Prodromul. Da. Ia uite că așa am sărbătorit. Ia, cum nu știu. Nu știu.
Moldovenii noștri vorbesc în rusă între ei. Avem vis-a-vis de viețuirea aceasta a călugărilor de pe Athos, avem, bineînțeles, și o serie întreagă de harisme care se manifestă în cazul călugărilor de la Athos. De la tine am aflat, de la tine și de la domnul Sorin, de cei 7 pusnici nevăzuți. Da, foarte interesantă relatare. Cei care dobândesc, într-adevăr, chipul viețuirii îngerești din viața aceasta sunt de nevăzut pentru ochiul uman, dar printre celelalte harisme se numără taumaturgia, capacitatea, puterea de a vindeca numai cu atingerea orice boală și orice neputință. Da. Invizibilitatea. Da? Darul cunoașterii viitorului. Erau sfinți care puteau să spună, să prorocească aproape ceea ce urma să se întâmple. Un dar foarte prețuit de către monahii atoniți este cunoașterea zilei propriei morți. Da. Și se puteau pregăti pentru aceasta, anunțau dinainte. Foarte multe istorisiri cu... Foarte multe istorisiri cu privire la ziua morții sunt cu sfinții părinți. Deplasarea prin, să spunem așa, cum prea tehnic vorbind, prea plastic, teleportare. Dar nu-i teleportare, e mai mult decât așa. Așa, sau telechinezie. Că puteau să-și comunice gândurile neaflându-se în proximitate fizică. Sau a înțelege și a cunoaște gândurile și străfundul sufletesc a celui care li se mărturisea. Da, erau renumiți pentru faptul că știau cele mai ascunse fapte ale omului mai înainte ca acesta să îi le fi spus. Sau să le facă. Pe pielea dumneavoastră, văzător în cazul domnului Jicol. Da. Văzător cu Duhul, cum se numește, adică cu ajutorul Duhului Sfânt care lucrează în ei pentru că l-au lăsat să se înrășurească acolo, depărtându-se de patim, explicând așa pe scurt, au această harismă a vederii cu Duhul. Este, în principal, totul este rezultatul abandonului în fața purtării de grijă al lui Dumnezeu. Ceea ce se spune în Scriptură, că dacă crinii câmpului nu se îngrijesc de haine și nu se îngrijesc animalele de hrană, tu de ce să te îngrijești? Va avea grijă Dumnezeu. Și pe păsările cerului, da, le care hrănește, Dumnezeu le hrănește. Și atunci viețuitorii adevărații muntelui Athos au avut întotdeauna acest dezinteres față de toată grija cea lumească, de avere, de, până și de sănătatea propriului trup. Și uite că această consecvență, continuitate a trăirii aici de mai bine de 1000 de ani, o dovedește că au avut un temei practic care s-a manifestat în istorie și nu i-a lăsat să moară de foame. Da. Uite donjonul în mănăstire, când veneau pirații. Și acolo, în turnă, fac aici, se văd această alternanță de ridicături la zid în spate de sus, ca să te poți apăra cu ceva arme, să te poți ascunde de cei care trag de afară. Vedem și toiagurile specifice călătorilor de la Athos. Deși mănăstire grecească vinde produse în limba română. Păi majoritatea pelerinilor acum sunt români. Așa este. Mergem mai departe, mergem la schitul Arcul, la Părintele Pimen. Uităm să amintim că schitul Prodromul este sub ascultarea Marei Lavre. Marei Lavre. Pornim din nou la drum, ne pregătim spatele pentru încă o oră se va de mers. Da. Cum e ca Domnul înainte? Uite-mă. Mergem înspre lacul. Asta e drumul pe care mergem o oră și ceva. E frumos, nici nu zici că e noiembrie, că e 1 noiembrie, e foarte cald, 28 de grade, se vede marea, plaje. E o zi de vară, cum ai zice, nici măcar de toamnă. E o zi de vară de august. Thank you.
ajuns și la lacul, la chilia părintului Pimen și din păcate nu este aici, sperăm să vină, o să mai stăm încă jumătate de oră să așteptăm, am fost în capelă să ne închinăm. Dacă nu vine, plecăm spre Simonos Petras și după aia o să mergem în, în Careia. Dumnezeu.
încheie aici vlogul de astăzi. Damian și Radu în spatele nostru, ne-am hotărât cu vreo 7 km înainte de Caria să o luăm pe jos, că ne-a tot zdruncinat pe drumurile astea cu mașina. Și am să facem o plimbare. Mâine o să mergem pe jos la Chilia Sfântului Paisie, la Cutru Muș prima dată, după aia la Sfântul Paisie și după aia la mănăstirea, cum zice, Iviron, nu? Iviron. Sper că v-a plăcut incursiunea noastră în Sfântul Munte și o să ne vedem mâine din nou. Doamne ajută, o seară frumoasă, ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.